Teatrul s-a evit mai târziu în viața dumneavoastră, în ultimul an de liceu. Erați atunci un romantic incurabil care avea, vă citez, multe stări semigripale de tânjală, de lingoare, îndrăgostiri care nu apucau să se contureze. În urma unei astfel de iubiri neîmpărtășite, din dorința de a fi remarcat și apreciat, v-ați înscris la Cercul Literar. Aici, cu ocazia unui concurs, ați interpretat o poezie pentru care ați luat premiul întâi și diplomă. Ați fost bulversat pentru că, deși ați luat premiul, nimeni nu vă recunoștea pe stradă, iar încercarea de a ieși în evidență nu a avut succes. Iubirea neîmplinită și lipsa recunoștinței celor din jur v-au făcut atunci să vă simțiți al nimănui. Lămurim. A existat însă o persoană care v-a încurajat să vă faceți actor, deși dumneavoastră erați într-un liceu cu profil real, și anume profesorul de sport. Momentul decisiv în care v-ați hotărât că trebuie să faceți teatru a fost atunci când ați văzut-o pe aceeași fată de care erați îndrăgostit la brațul unui alt băiat. Aș vrea să-mi povestiți dumneavoastră de ce ați dorit să vă faceți actor. Urmează întrebarea roșie. A fost anonimatul marea dumneavoastră frustrare? Vă rog. Nu știu unde veți informațiile astea să vorbesc. Din presă. Asta. E vag, e o amestecătură de realități. Nu e așa deloc. O luăm pe rând. Nu, dar nu pot să vă povestesc totul. Nu e adevărat. Cea mai mare parte nu e adevărat, pentru Dumnezeu. Nimeni nu m-a încurajat să fac teatru. Nimeni pe lume, începând cu părinții, cu tata, pardon, mama sărăcuța de ea, și-ar fi dorit foarte mult. Atât, profesorii, Dumnezeule, nimeni. Și nu m-a pus nimeni, nu m-am înscris în niciun cerc literar, deloc. Am ieșit din sala de sport într-o bună zi, cu prosopul după gât, și un profesor de germană, care trecea pe culoar, m-a oprit și a zis, ia. Și m-a băgat într-o clasă, în care el, acel profesor, făcea un montaj literar, muzical, cu cele mai grozave fete din liceu. Și un băiat, pe lângă fetele astea, care știa să cânte la fluier. Și care și mă pune lângă băiatul ăla. Mă măsoară, aveam exact aceeași înălțime. Și a zis, de mâine vii aici. Pentru că avea nevoie de încă un băiat. Era un băiat, 7 fete și mai trebuia un băiat în colțul celălalt, că făcea un semicerc așa cu ei pe scenă. Și trebuia unul de aceeași înălțime cu ăla. Asta a fost tot. Și din clipa aia m-a pus acolo și a stat acolo și la un dat mi-a dat să citesc o poezie. Învață-o, mi-a zis. Și am învățat-o. Spune-o. Și am spus-o. Păi ești să spune, mă, o poezie pentru Dumnezeu. Recit-o. Păi e vreo diferență, am întrebat eu. Păi este, că dacă o reciți, o reciți cuiva, la public și mai departe. Și eu spun, și tot prost o spun. Și zice, și mi-a dat prima și singura indicație regizorală cu care am ajuns să dau admitere la Facultatea de Teatru și Film Uriașe din București, a fost aceea. Și a zis, te așezi în fața publicului și nu te uiți ca prostul la public. Te uiți un pic, un metru deasupra și într-o parte puțin. Muți și corpul un pic, 15 grade într-o parte, privirea puțin așa, un metru deasupra și așa spui poezia. Cu asta am intrat la teatru. Vă mai dau timp, spuneți-mi poezia. Plus că asta cu fata, da, ce iubeam, păi, dar tot timpul iubeam o fată sau așa mai departe. Ce poezie, o mulțime de poezie am spus. Nu, aceea asta cu care ați intrat la teatru. Nu am intrat cu niciuna, nu m-au lăsat să spun nicio poezie. Nu, cum începeam una, ziceau, pun, alta. Nu, alta, stai. Mă, băiatule, a întrebat cineva din întunericul acela care era comisia. Era un întuneric, niște proiectoare în ochii mei și atât și niște voci. Și o voce a zis, mă, băiatule, de unde vii tu, mă, băiatule? Și am zis, în clipa aia, am început să spun cum am venit, cum am luat trenul, cum am urcat și așa mai departe, cum am coborât, adică de unde vin, din satul meu. Râdeau de se prăpădeau și am intrat la teatru. Bine. Continuăm. Primul moment de teatru pe care l-ați făcut a fost în casa părintească, citesc din presă. Vă urcați, obișnuiați să vă urcați pe lada cu mălai, luați bastonul bunicului și intrați în personaj. Erați Mircea cel bătrân. Decizia de a da la teatru însă, am văzut, i-a luat prin surprindere pe părinți, în special pe tata, care v-a certat, dar care într-un final a fost de acord să vă lase. Ați plecat la București cu un geamantan mic și cu foarte mari emoții. La prima probă, vă citez, am zis Luceafărul, apoi Mama de Ion Barbu, apoi o fabulă. După care, o voce feminină, exact ce ne-ați povestit, a zis, măi băiatule, de unde vii tu, mă? Deci era clar răspunsul, din lună ar fi trebuit să spun. Am început să vorbesc cu proiectorul despre mine, eu și satul meu, și mi-am dat drumul, am ieșit apoi și am zis, am intrat. N-ați văzut un om mai disperat ca taică-miu în clipa aceea. Ați spus că tatăl dumneavoastră era convins că veți pica la proba eliminatorie, așa că avea un plan de rezervă pentru dumneavoastră și anume
vreme să vă ducă dosarul fie la fizică, fie la chimie și astfel să deveniți profesor. Citesc din nou. Am intrat pe ultima linie cu George Mihăiță. După noi s-a tras linia, tata era cu mine. Când i-am spus că am intrat, i s-a făcut rău. Nu se aștepta. Ceilalți părinți erau supărați și necăjiți că nu le-au intrat copiii, iar tata era disperat că fiul său a reușit. M-a întrebat: ce ne facem acum? Vreau să știu când a căpătat tatăl dumneavoastră încredere că actoria va deveni o meserie de viitor pentru dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cât timp a sperat tata că veți renunța la actorie? Nu. Deci toată povestea cu tata și cu intratul este după prima probă, care era eliminatorie. Acolo este, nu la finalul examenului. Pentru că după prima probă cădeau mii, deci mii de candidați cădeau și rămâneau cam 1,5-2 pe loc. E, la proba asta cădeau toți unul după altul. Și eu când am rămas singur în sala aia, a venit un asistent și dădea înapoi, zice, chema pe ăla și dădea buletinul. Poftim buletinul. Și pe care a vrut să plece. Și eu am zis, da, dați-mi și mie buletinul, vă rog frumos. Rămâneam fără buletin în București, grav. Ei, buletinul nu de București, de Vlădești. Și zice, păi de ce să-ți dau buletinul? Zice, păi că trebuie buletinul, dați-mi buletinul. Nu, bă, băiatului, rămâne la noi buletinul. Dați-mi buletinul, făceam. Că nu înțelegeam și mi-a explicat cu greu și am înțeles cu greu. Rămânea buletinul la ei pentru că eu continuam examenul. Și am coborât și când am coborât a fost întrebarea asta și firească, a intrat, da. Și tata s-a rezemat de zidul facultății și i s-a făcut rău și a zis, acum ce ne facem? Că abia atunci era drama, că nu putea să mai folosească lui planul de rezervă, într-adevăr. Vorbise cu secretarele la universități acolo, era un tip șarmant, tata era o minune, 1,80 m, brunet, o fiară, era un bărbat frumos și șarmant și le făcuse praf pe doamnele alea și așteptau dosarul meu să mă fac profesor. Ei, și după asta s-a ținut după mine, a stat cu mine, m-a învățat cu mine, n-aveam nici cu ce să spun la proba a doua. În fine, și tata din clipa aia a fost alături de mine, din plin. Iar tata a fost cel mai fericit om și împlinit om când eu pas cu pas am devenit actorul care sunt. Și a fost lângă mine în orice împrejurare. S-am prietenit cu Caragiu. Caragiu îi zicea, dă-mi-l domnule mie, îmi trebuie și mie un băiat, vorbim. Că n-am niciun băiat, nu mi-l dai mie. Cum să-l dau domnule? Vorbim, discutăm mai târziu. Mulțumesc. Scuze. Ajuns student la UNEATC București, am citit că ați reușit să vă adaptați cu greu, vă citez, a început școala și profesoara ne-a urcat pe toți pe rând pe scenă și mi-a zis, ia un scaun din culise și stai jos, proiectorul pe mine, m-am așezat, râdea toată sala. Mă băiatule, a zis profesoara, așa se stă pe scaun? Ați spus că din clipa aceea nu ați mai știut nimic și că abia mai târziu ați înțeles că există mai multe feluri de a te așeza pe scaun, vă citesc din nou, nu mi-am pus niciodată problema cum se stă pe scaun, dar mi-am dat seama că într-un fel te așezi când ești vesel, într-un fel când ai câștigat la loto, într-un fel când te-a părăsit nevasta, urmează întrebarea. Cum se așează pe scaun un om fericit? Să-ți arăt sau să-ți explic, era un bani. Să-mi arătați. Nu, n-am cum să vă arăt. Nu, pentru că și în clipa aceea nu există un om fericit, ci un anume om fericit. Adică reglajul profesional și actoricesc se face pe individ, nu pe regnă. În sensul că un om fericit e un om fericit, dar sunt 100.000 de oameni fericiți și fiecare are alt temperament, reacționează altfel. Deci acela care e, pe care l-ai de jucat se așează în felul lui care ai decis tu sau ai simțit tu că trebuie să-l faci. Să-l reprezinți, să-l faci real. Bine, continuăm. Dar povestea e reală. Ați spus că primii ani de facultate au fost un coșmar pentru că erați privit atât de colegi cât și de profesori cu superioritate pentru că nu erați la curent cu ideile, obiceiurile și ironiile orășenești. Ați spus așa. Nu înțelegeam ce vorbesc, părea alt limbaj, eram privit întotdeauna ca un inferior, se uitau la mine ca la o altă specie, eu eram un elev silitor dintr-un oraș de provincie, iar ei niște versați de București. De același tratament ați spus că a avut parte și colegul dumneavoastră de breazlă, George Mihăiță. Vă citez, Mihăiță era la fel ca mine, eram într-un fel proștii satului. În primul an am avut amândoi cele mai proaste note din facultate. Eram sub restricția de a fi dați afară. Mă blocasem, nu puteam lucra, eram speriat și nu răspundeam cerințelor. Tocmai această percepție a colegilor, înțeleg, v-a întărit și v-a motivat să fiți competitiv. Aș vrea să-mi spuneți din ce moment nu ați mai suferit de complexul provincialului și nu v-ați mai simțit inferior colegilor,
Urmează întrebarea. Când ați simțit că v-ați luat buletin de București? Nu, asta e mai târziu, nu. Stați un pic, e foarte interesant ce m-ați întrebat mai devreme. Dar clipa în care, a fost o clipă, într-adevăr, în care am avut o revelație, pur și simplu. Nu știam cum, nu știam, nu izbuteam, nu aveam un complex provincial. Mă enerva că nu înțelegeam. Erau niște ironii și un limbaj pe care nu... Bun, un argou, să zicem așa, și nu-l aveam, nu-l dețineam. Pe de altă parte, eu fusesem elev premiant la mine în liceu și am intrat la facultatea asta pentru că am luat una dintre cele mai mari note la literatura română scris. Și n-au fost atenți că aveam o notă foarte mare în partea aia și notele mele erau de picare, de fapt. Adunat cu nota aia, am trecut pe linie, dar nu asta contează. Dar a fost o clipă, aveam de jucat un personaj mult mai vârstă decât mine, era sluga din Osip, se numea, din Revizorul, sluga Revizorului, și care era o slugă, nu știu, de vreo 50-60 de ani. Și nu izbuteam să-l fac. Și am rămas singur acolo, în clasa aia, în sala aia. Au plecat toți, era pauza de masă, s-au dus pe la cantine, nu știu ce. Și am stat așa pe întuneric, așa puțin, și eram amărât, necăjit. Și la un moment dat, pur și simplu, l-am văzut pe acest Osip. L-am văzut. Deci, imaginația mea, mintea mea, i-a dat formă, chip, efectiv. Nu era chipul meu, neapărat. Deci l-am văzut. L-am văzut că respiră greu, că e în vârstă, că avea ceva, fumase mult toată viața lui, lucruri de tipul ăsta, pe care nu scria nimic în text de chestia asta, nu mi le ceruse nimeni în jur, profesor sau mai știu eu ce, și am adăugat personal textului meu aceste lucruri. Și l-am adăugat pe el, pe cel bătrân care respiră greu, care a fumat toată viața și mai departe, lucruri de tipul ăsta care veneau de la mine. Dar e construcția mea profesională. Din chipa mea m-am simțit liber să construiesc aproape orice în profesia mea, fără să dau socoteală nimănui, fără să cer voie nimănui. E spațiul meu de manevră ca actor. Mulțumesc! În film, ați interpretat peste 70 de roluri, multe dintre ele în pelicule celebre, iubite de public. Amintesc aici Buletin de București sau Căsătorie cu repetiții. De referință a fost și celebra trilogie și comedie western Profetul, Aurul și Ardelenii, Artista, Dolarii și Ardelenii și Pruncul, Petrolul și Ardelenii. Ați lucrat la aceste producții cu cei mai mari actori, vorbim despre regretații Ilarion Ciobanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ștefan Iordache, oameni de care vă amintiți ori de câte ori vizionați aceste filme, vă citez. Dintre toți frații am rămas singurul în viață, ceilalți s-au dus și e mare păcat că i-am pierdut. Oameni minunați și nu numai ei. De câte ori văd filmul ăsta, văd și îmi aduc aminte de unul, de altul. Aș vrea să știu ce experiențe inedite ați avut alături de acești mari actori. Urmează întrebarea. Care este cea mai amuzantă întâmplare de la filmări? Au fost așa de multe, dar nu amuzante. Ele au haz inclus. Deci ele nu se construiesc ca amuzament și de regulă când se întâmplă ceva amuzant undeva, ori cuiva e rău, ori își rupe piciorul, ori cade, ori se întâmplă ceva de tipul ăsta. Cuiva trebuie să îi se întâmple ceva rău ca noi să râdem și să taxăm asta ca fiind amuzant. Eu mă reflex uman pur și simplu. Nu vreau să povestesc ceva anume. Sper din tot sufletul că voi scrie în sfârșit sau la un moment dat o întreagă carte cu tot periplul meu prin viață și atunci veți afla toate lucrurile astea.